Un studiu american recent scoate la iveală beneficiile incredibile pe care le au afinele asupra bolilor, în special a celor intestinale. Este vorba despre un studiu american care arată efectele extraordinare ale afinelor asupra microbiomului intestinal. Consumul de fructe și legume este asociat în general cu un risc scăzut de a dezvolta multe boli cronice, inclusiv obezitatea, diabetul, bolile cardiovasculare și bolile neurocognitive. Ultimele studii, deși la nivel preliminar, au determinat cercetătorii să facă cercetări suplimentare cu privire la beneficiile pentru sănătate ale afinelor și ale altor alimente care le conțin. De fapt, acestea joacă un rol important în prevenirea dezvoltării bacteriilor, contribuind la reducerea simptomelor de tulburări ale tractului digestiv. Mulți fitoterapeuți, printre care și renumitul Ovidiu Bojor, au recomandat afinele ca fructe de prim rang în tratamentele multor boli. Afinele sunt bogate în antioxidanți, vitaminele A, B, C, E, F, seleniu, zinc, fosfor, cupru, calciu, natriu, fier, magneziu, mangan, fibre, acid aleagic. Afinele au proprietăți antibiotice, imunostimulatoare, antiinfecțioase, antibacteriene, anticancerigene, ajută la regenerarea vaselor de sânge, la normalizarea glicemiei, la regenerarea retinei, crește sensibilitatea fotoreceptorilor de la nivelul ochiului, neutralizează infecțiile de intestin, dilatează ușor vasele coronare, protejează organismul radioactiv. Iar mirtilina, o substanță conținută de fructe și frunze, penetrează celula bacteriei și îi slăbește vitalitatea, scade glicemia, pe când pigmenții care dau nuanța albăstruie fructului protejează corpul împotriva radioactivității și reglează procesele imunitare. Relatează știrpesurse.ro.